Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua este pregătită. Este vineri înainte de final de săptămână, că weekend nu prea îmi vine să spun astăzi. Așa. Și eu stau cu microfonul în mână pentru că n-am apucat să-l instalez cum trebuie. Deci este înainte de finalul săptămânii și am zis că ar fi interesantă o discuție cu două personaje, unul care vine din zona aceea unde se fac legi și unul care vine din zona celor care suportă legile și vrea să se implice ca să încerce să schimbe ceva. Eu sunt, ca să spunem așa, la mijloc și nu-mi rămâne decât să prezint cele două personaje, domnul, și începem cu cel care suportă legile, ca nu cu cel care le face, domnul Viorel Ion Miron, de la Bună dimineața. Eu îi spun antreprenor de Roznov, că după aia ne lămurim noi cei cu domnia sa aici. Și domnul senator Eugen Nazare Țapu, omul care face legi. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bălănescu! Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care s-au uitat. V-a plăcut cum v-am introdus, nu? Da, da. Adică v-am pus deja, v-am creat poziții antagoniste. Dumneavoastră faceți legea, dânsul o suportă. Problema e că nu suntem deloc antagonici, ci suntem chiar în echipă. Domnul Ioan Miron, Viorel, cum îi spun eu, dumneavoastră mă cunoașteți de atâta vreme. Așa. Și știți că nu aș fi apărut în emisiunea asta dacă nu aș fi avut încredere de plină în Viorel. Dar lămuriți-ne, unde aveți încredere de plină în domnia sa? Am încredere pentru că e un om de succes. Nu, dar pentru ce? Pentru... Vă explicăm și pentru ce. Eu mă bucur că a luat decizia să facă un pas în față, să candideze la primăria Roznov și roznovenii trebuie să știe că actualul primar, fără Viorel, nu ar fi ieșit primar. Ca să fie foarte clar. Adică asta este clar. Dumneavoastră știți că eu nu recomand oameni în care nu am încredere și eu mă bucur, încă o dată vă spun, că a decis să facă acest pas în față, asumat, responsabil și am încredere că va face o figură frumoasă și chiar cred că poate câștiga primăria Roznov. Deci, ne-am lămurit. Domnul Miron este candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria. Este roznovean 100%. Acolo trăiește, în Roznov, spre deosebire de alții, așa încât o să-l las să facă... Dacă îmi permiteți, îl întreb și eu ceva. Domnul Miron, e o poziție onorantă, dar venit așa un pic pe neașteptate, nu? Așa este, domnule Bălănescu. Cum ați preluat din mers această poziție din membru al unei echipe? Un membru devotat al echipei respective, din ce spunea și domnul Țapu înainte, că ați fost acolo și ați ajutat acum 4 ani, în locomotivă electorală, adică în lider. Am adaptat, domnule Bălănescu. Dacă acestea sunt condițiile și m-am hotărât să fac un pas în față, pentru telespectatorii dumneavoastră, sunt Viorel Ioan Miron, 100% roznovean, crescut în Roznov, am urmat cursurile Facultății de Mecanică din Iași, după care am revenit la Roznov, acasă, căsătorit cu soția mea Cristina, care este asistentă medicală, avem 2 copii, antreprenor actualmente și ca antreprenor tot timpul a trebuit să mă reinventez, să caut soluții pentru a plăti angajații la un nivel cât mai bun și mai pentru dânșii și familie dânșilor. Acum vă întrerup un pic din speech. Cu ce vă ocupați?
Antreprenor. Antreprenor, product că își montez tăplării de PVC. Am încercat să fac o mică fabricuță de peleți și brichete, mici construcții. Deci în domeniul acesta. Da, ca să intervin și eu, să știți. Vă rog, dumneavoastră aveți liber, faceți legi, eu acum sunt... Acum 4 ani, până pe ultima sută de metri, el era candidatul la primăria Rosnov și nu actualul primar. Și a fost schimbat pe ultima sută de metri. Nu mai comentez de ce și cum, dar vă spun cu certitudine că Viorel Miron ar fi câștigat la o diferență mult mai mare în Rosnov. Acum să-l lăsăm să continue, domnul Miron. Da, mulțumesc. Și m-am decis să candidez pentru primăria Rosnov, pentru că schimbarea este posibilă doar dacă te implici. Deci statul pe margine nu este o soluție, clar. Nu este o opțiune pentru a progresa și, deci dacă nu ne implicăm, nu avem parte de progres. Mă uit în jurul meu că sunt o grămadă de comune cu primari liberali care chiar au dezvoltat comunitățile respective și au implementat programe și atât guvernamentale cât și europene. Și mi-am zis de ce acolo se poate și la Rosnov nu s-ar putea același lucru să se întâmple. Candidez și spun 100% pentru Rosnov. Și ce înseamnă acest 100%? Acest 100% înseamnă că îmi voi pune întreaga mea pricepere și energie în slujba rosnovenilor și a orașului Rosnov ca să dezvoltăm cum putem mai bine și să atragem fonduri cât mai multe și programe să implementăm cât mai multe în Rosnov, atât cu fonduri europene și guvernamentale. Și eu sunt sigur că dacă vom avea la conducerea Consiliului Județean pe domnul președinte al PNL-ului, George... Îl vom avea cu siguranță. Și cu siguranță îl vom avea. Domnul George Lazar, care este președintele Partidului Național... 100% îl vom avea. 100%. Și cu domnul senator Țapu Nazare și eu, primar la Rosnov, vom forma o echipă care va da rosnovenilor liniștea și confortul care și-l doresc de ani de zile. Și ați vorbit despre investiții, trebuie să clarificăm și niște aspecte ale investițiilor din Rosnov. Din Rosnov, pentru că toate investițiile actualului primar nu au fost atrase de actualul primar, ci de o echipă. Adică, să vă dau așa, drumuri pe Anghel Salini, reabilitare drumuri 10 milioane de lei. Învelopare și reabilitare energetică a blocurilor 12 milioane de lei. Sediu primăriei 4,3 milioane, stadionul e un contract semnat, nu e încă început. Reabilitarea stadionului și mai e și reabilitarea pieței, încă nu-i contractul semnat, dar am discutat la Compania Națională de Investiții ca prioritate pentru rosnoveni. Toate astea, atenție, au fost făcute de echipa Partidului Național Liberal, ca să clarificăm lucrurile, nu de altcineva. Că toate investițiile alea, dacă e onest actualul primar, poate să recunoască asta, dacă mă îndoiesc că are puterea asta sau capacitatea asta, dar îi invit pe toți rosnovenii să uite pe pagina lui de socializare, să vadă acolo cu cine a făcut poze când a tras fondurile alea, da? Cu mine, cu domnul viitor președinte al Consiliului Județean, George Lazar, și cu echipa Partidului Național Liberal, ca să fie foarte clară treaba asta. Am înțeles. Acum, haideți, dacă tot ați vorbit de Rosnov și tot ați vorbit de proiecte și de ce s-a făcut, haideți să vedem care ar fi prioritățile orașului din punctul dumneavoastră de vedere. Bănuiesc că ați discutat și în interior organizației, dar înainte să lămurim ceva. Ca să ajungi primar, ai nevoie de o echipă. Cum stați la nivel de echipă în Rosnov? Stăm bine. Deci, adică, după... mișcarea respectivă, ce s-a întâmplat în organizație? Au plecat câțiva consilieri, dar cei care... Muncesc la firul ierbii. Da, au plecat câțiva consilieri, dar
Avem consilieri buni și devotați și care chiar unul dintre dânsii este primul liberal din Rosno, domnul Titi Balașa, care a rămas în continuare la noi și cunoaștem personajul. Dânsul nu poate să plece în altă parte, fiindcă aici a venit, aici s-a înrolat pentru primar, aici rămâne unul dintre dânsii. Și oricum avem o echipă bună, la momentul potrivit va fi prezentată și cu siguranță că vom mai avea ocazia să venim la dumneavoastră și cu unii dintre viitorii consilieri. Vă aștept cu drag. Și mergem. Deci echipa există. Există, da. Acum haide să trecem la viziunea pentru Rosnov, din punctul, o viziune liberală, să spunem, pentru Rosnov. Degeaba faceți așa, că va trebui să-l susțineți. Îl susțin, păi, dar altfel eram aici. Păi asta deci, zic, sunteți garanți, să știți, și în România garanțiile astea sunt scumpe. Bălănescu, știți prea bine că nu veneam. Dacă am înțeles. Veneam. Domnul Miron. Da, domnul Bălănescu, deci multe dintre lucrările actuale, de exemplu să luăm stadionul care de ceva timp nu se mai lucrează la el, o groapă cu ceva fier beton ieșit din acea groapă, care eu cred că s-a... Nu știu de ce nu se grăbește, nu știu motivele exacte care sunt, dar probabil că s-ar fi putut face altfel, s-ar fi putut lăsa în continuare acel teren, fiindcă s-a stricat totul și s-a dărâmat efectiv totul și oprindu-se această construcție, nici o grămadă de rosnoveni nu mai au posibilitatea să aibă acces la teren și să putea face o parte, să construiască, să delimiteze și să putea efectua orele de sport, de antrenamente pe acel teren. Rosnovul merită și o echipă de fotbal, da, pentru că au avut și au avut un filon. Da. Au avut un filon bun acolo, asta este adevărat. A jucat în divizia C foarte mult timp. Da. Locurile din Rosnov, care sunt în centrul Rosnovului, în afara faptului că ar trebui avelopate și probabil, din ce am înțeles, că s-a prins un proiect sau este de derulare, da? Dar care sunt o reală problemă, chiar în afară de blocurile din față, în spatele blocurilor, este un dezastru la blocurile, la vile, așa zic, cartierul de vile din Rosnov, și a trebuit apă, canal și asfaltat între ele și cam multe promisiuni s-au făcut de 30 de ani de referitor că se va face de fiecare dată și nu s-a făcut nimic. Podul peste râu Bistrița, de altfel, care a avut garanția, podul a expirat acum câțiva ani, construit în 1000, cam 100 de ani are, și chiar a venit firma din Germania și a anunțat că a expirat garanția, da. Garanția, da. Da. Deci a trebuit, pentru siguranța cetățenilor, atât din Rosnov, cât și din comunele limitrofe, ar trebui reparat și este o soluție de finanțare pentru... Găsit o soluție de finanțare pentru respectivele lucrări. Modernizarea iluminatului public pentru siguranța rosnovenilor, iarăși o problemă. După aceea, cartierul Slobozia și cartierul Chintinici, sau satele Slobozia și Chintinici, care fac parte din Rosnov, unde tot rosnoveni sunt, ar trebui, deci vorbim urgent de apă, canal și asfaltare, pe porțiunile care încă nu au fost prinse în programele de dezvoltare. Dar nu ordinea asta. În ordinea asta, apă, canal. Bun, acum știu că Rosnov are o situație, să spunem, un pic deosebită față de alții în ceea ce privește colectarea deșeurilor. Și asta, din câte știu, este o problemă și cu... și pe partea de depozitare a lor și pe partea... Au existat probleme în trecut, acum cu depozitarea e altceva. Deci, practic, tot ce înseamnă servicii pentru rosnoveni, care ei se numesc orășeni în momentul acesta, dar infrastructura de bază pentru un oraș trebuie în mare parte creată. Pentru că nu există aceasta. A fost o grabă atunci. Prin Rosnov va trece drumul expres Piatra Neamț-Bacău, care va interconecta cu A7, da? Și cu aeroportul din Bacău.
Știți, drumul expres ăla, ideea mea din 2010, 2011, 2012. Va fi realizat până la urmă. Asta e mai greu, că așa se mișcă lucrurile la actuala conducere a Consiliului Județean, dar vom veni noi la Consiliul Județean și îl vom implementa mult mai rapid, în pași mult. Pentru că noi, asta e vocația noastră a liberalilor, să construim, să dezvoltăm comunități. E, asta va atrage, evident, dezvoltarea economică și pe zona Roznovului. Dar începem să vă spun că vom câștiga Consiliul Județean și vă spun, domnul Bălănescu, uitați-vă ce vă spun, 100% vom câștiga Consiliul Județean, indiferent ce povești vin ce spun adversarii noștri politici, pentru că am început mandatul ăsta în 2020 după alegeri cu 33 de primari. Au plecat 2, au venit 3. A venit Crăcăoani, Borlești, Tazlău. Probabil o să mai... Doamna de la Crăcăoani, care este, deci este la dumneavoastră acum. Da. Da. Borlești, fostul primar, adică actualul primar Mutu. Și viceprimarul. Și viceprimarul. Deci avem azi, când vorbim, 34, vom ajunge undeva la 35-36 de primari cu care vom intra în alegeri. Am înțeles, deci ești mai primit încă întărit. Unii au venit și alții de la PSD, de exemplu Dochea, da? Nu ne interesează, pentru că noi am muncit 3 ani jumate, 4 ani, fără să ne oprim. Adică am aplicat dictonul ăla american. De a doua zi după alegeri începe campania electorală și asta am făcut, am construit echipe. De aia vă spun, avem cercetări sociologice pe 57 de localități, dintre care 43 cu primar PSD. Vă spun că vom câștiga cel puțin 14-15 localități unde azi sunt primari PSD, dar vreți să vă dau și nume. Liber blind, ca să spunem așa. În politica nemțeană, pokerul era la mare zone. Sagna, Bâra, Ion Creangă, Români. Sunt 4. Da. Bun. Podolen, Săvinești. Sunt 6. Borca, Hangu. Sunt 8. Vălen, Dulcești. Sunt 10. 10 și cu 35 fac 45 de primării. Mai așteptăm 5. Mai avem încă 9 unde suntem, de aia nu le dau. Barabara. Unde suntem acolo, da. Unde suntem deasupra candidatul nostru, dar 3-4-5%. Adică nu sunt convins că... Trecem și Roznovul pe listă? Roznovul, da. După părerea mea... Domnul Miron, trecem Roznovul? Mulțumesc. După părerea mea are o șansă foarte mare. Are o șansă foarte mare. Problema e cea care ați semnalizat-o dumneavoastră și asta îi recomand, să-și mărească echipa mult mai, no, când se facă mult mai puternic. Când se produce o mișcare de genul ăsta... Da, e la început asta. Când se produce o mișcare de genul ăsta, urmează o perioadă inițial de recul, după care trebuie să te reorganizezi. Acum, nu vă ascund, am făcut și la Roznov cercetări sociologice și actualul primar nu stă grozav, adică poate fi bătut fără probleme. Oricum va fi o luptă strânsă. Cum a fost și acum 4 ani până la urmă, că și atunci a fost acolo o chestiune... Deci ascultați-mă ce vă spun. Partidul Național Liberal 100% va câștiga Consiliul Județean la alegerile din anul ăsta. Uitați, fac pariu dacă vreți cu dumneavoastră. Eu pot să fac pariu pe o cafea cu dumneavoastră și dacă după alegeri câștigați dumneavoastră, dau eu cafeaua, dacă nu o dați dumneavoastră. De-aia și disperarea să atace toți primarii Eu dau cafeaua în studio, dumneavoastră o dați în altă parte. Au atacat toți primarii noștri, domnul Bălănescu. De-aia pentru că sunt disperați. Cum i-au atacat? I-au atacat, s-au dus peste ei în haită să treacă la PSD. Bă, fraților, munciți. Munciți și construiți-vă. N-au resurse umane. Hai să vă dau un exemplu. Candidații la Piatra Neamț de la Roman, da? Păi PSD-iști ăștia? Social-democrați, Niță și cu Micu? Nu prea cred. Și am văzut că cei doi candidați tot spun
cât de mult iubesc ei Niță Petrenii și micul Romașcanie. Dar nu i-am văzut protestând public la ultima alocare de fonduri de la Consiliul Județean, care a fost o batjocoră, domnul Bălănescu, atât la adresa Petrenilor, cât și la adresa Romașcanilor. Păi cum e posibil să-i dai 300.000 de lei la Piatra Neamț, 300.000 de lei la Roman și 600.000 de lei la Gâdinț, care are 1.000 de case? 1.000 de case are Gâdinț. Deci Gâdinț, comuna Gâdinț, cu 1.000 de case, adică 2.000 de locuitori, a luat cât Piatra Neamță 80.000 și cât Romanul 50.000. Bă, fraților, Doamne ferește, eu am tras concluzia că pe mine nu m-a întristat treaba asta, că mă așteptam. Adică își păstrează metehnele veche PSD-ul, adică zice, domne, e altă echipă, e altă... Păi nu, domne, zice, să fac exact același lucru pe care îl făcea și Arsene. Exact același lucru. Sunt răzbunători, sunt răi. Ca asta, dar vă spun, probabil și-au dat seama, adică e sigur și-au dat seama că avem și noi informații că vor pierde alegerile și ce au zis, domne, asta e ultima împărțire de bani înainte de alegeri, îi radem pe liberali. Parcă cetățenii care au ales primar liberal sunt vinovați, că nu, banii nu se duc la primar. Da, acum eu o să vă contrazic un pic, ați avut și primar liberal care au beneficiat de niște fonduri un pic mai mari. Care? Păi din câte am văzut eu acolo, cred că primarul de la Farcașa a primit parcă 400 sau 500. Da. Săbăoaniu nu-i la dumneavoastră, Săbăoaniu o trecut acolo. Grințieșu parcă a primit și el mai mult. Da. Și cam atât, nu? A mai fost vreo unul? Păi își pun speranțe că vor trece și acolo. Bă, spune eu, nu vor trece. Da. Deci alocarea asta noi am scris, eu am scris atunci, PSD a luat numele partidului Fielău, da. Domnule, o bătaie de joc la adresa cetățenilor din Piatra Neamț și din Roman în special și ei mai vor să mai ia și voturi. Păi crede ei că Petrenii și Romașcani sunt proști? Așa crede ei probabil. Domnul Bălănescu, hai să fim serioși. Eu vă spun că o să pierd alegerile la Roman, unde spune ei că au șanse, o să pierd alegerile la scor. Uite, fac un pariu cu dumneavoastră că diferența va fi de minim 5.000 de voturi la Roman. Adică deficitul PSD-ului. 5.000? Da, minim 5.000. În funcție de prezență, deci, poate și mai mult. Dacă e 5.000 la Roman, lucrurile se discută altfel la județ. Deci, dacă vor fi, numai la Roman va fi o diferență de minim 5.000 de voturi. Vă spun clar. În funcție de prezență poate să și crească. Iar la Consiliul Județean va fi și mai mare. La Roman, da. Pentru județ. Da. Domnul Miron, sunteți antreprenor. Eu așa vă văd, că așa sunteți. Deocamdată, în momentul ăsta... Ce așteptări are un antreprenor de factură? Toți antreprenorii teoretic ar fi liberal, dar nu sunt toți liberali. Ce așteptări are pentru perioada următoare ca cetățean, ca antreprenor și ca viitor posibil primar în Rosnov de la cei care fac legi în România? Legile să fie stabile și codul fiscal să rămână același. Deci să nu se schimbe, domnul senator? Să nu se schimbe la jumătatea drumului. Eu nu numai că aud, dar am și aplicat asta, pentru că parlamentarii Partidului Național Liberal, senatorii și deputații, am băgat în legea bugetului un amendament, în legea bugetului de anul ăsta, da? Un amendament că în anul acesta nu se mai modifică taxele și impozitele, da? Nu cresc taxe și impozite. Și asta vom face în continuare. Văd acum tot felul de discuții cu impozitul progresiv. Domnul Bălănescu, eu vă spun clar că atâta timp cât Partidul Național Liberal va fi în guvern și va fi și în viitorul guvern, nu vom renunța sub nicio formă la cota unică de impozitare, pentru că cota unică de impozitare
nu și-a terminat resursele benefice pentru economie. Păi hai să o gândim pragmatic. Noi, ca economie, cu cine suntem în competiție, ca economie națională? Cu Bulgaria, care e vecinul nostru, cu Ungaria, care e vecinul nostru, nu cu Polonia, cu statele din jurul nostru, din regiunea noastră, corect? Păi, Bulgaria au cotă unică de 10% și ungurii cotă unică de 16%. Ce ar fi să introducem noi impozit progresiv, domnul Bănănescu? Vă spun eu acum, relocări masive de firme în Bulgaria și în Ungaria, firme existente, și investiții, nu vorbim de firme mici, investiții străine de firme mari. Directe, n-ar mai veni aici, s-ar duce în Bulgaria și în Ungaria și ar însemna un semicolaps al economiei naționale, vă spun clar. Asta e una la mână. Doi, noi când am introdus la sfârșitul 2004, începutul 2005, cota unică de impozitare, am introdus-o pentru că statul român nu avea capacitatea administrativă să administreze impozitul progresiv. Nu avea capacitatea. Azi, cu atât mai puțin are capacitatea administrativă. Pentru că acolo, vă spun așa, trebuie să ai digitalizat absolut tot sistemul de finanțe, digitalizat tot sectorul privat și interconectarea între ei. Pe asta durează minim 5 ani. În plus, pentru că la impozit progresiv sunt o serie întreagă de deductibilități, îți trebuie o armată de 20-25 de mii de specialiști în domeniul finanțelor pe trainuiți pe care nu ai de unde să iei. Nu ai de unde să iei, pur și simplu. În afară de ce e acum în Ministerul de Finanțe, îți mai trebuie 20 de mii, minim. Păi de unde îi luăm pe ea? Îi luăm peste noapte, inventăm. Adică dacă vreodată se va ajunge la impozit progresiv, asta se întâmplă într-un decurs de minim 7 la 10 ani, nu se poate mai repede, indiferent ce vrem. Nu se poate mai repede, n-ai cum fizic, practic, n-ai cum. Pentru că statul român nu-i pregătit, n-are capacitate administrativă când vorbim azi. L-ascultăm în continuare pe domnul antreprenor ce își dorește de la legislativ. I-am dat o veste bună. O veste ați dat-o. Da. Nu cred că numai asta își dorește predictibilitatea. Asta este una dintre cele mai importante. Predictibilitatea în funcție de asta. Toți antreprenorii o cer. Bun. Eu dacă și asta e un lucru corect. Cum eu, să faci un business plan? Eu vă spun ceva, domnul Țapu. Vreau să m-ați asigurat că PNL-ul va câștiga Consiliul Județean, că va câștiga atâtea localități. Eu vă asigur de ceva. Dacă va scădea încă o dată pragul de impozitare a micro-întreprinderilor, eu personal nu mă voi duce la vot. Pentru că mi se pare o chestie de neseriozitate. A început anul, suntem în martie, domnul, vine unul și îmi spune mie că schimbăm din nou. Domnul, eu atâta vă spun. Eu m-am opus și la scăderea de la 1 milion de euro la 500.000 de euro și vă spun că o să mă opun tot timpul pentru că... Dar asta nu cred că o să întâmple. Asta e o recomandare a Comisiei Europene și ca orice recomandare poate fi sau nu băgată în seamă, așa încât nu cred că se va întâmpla. Mie mi-e frică să nu... 500.000 e un prag, să zicem... Decent. Decent, deși eu vă spun că era mult mai corect să rămână la 1 milion. 1 milion. Da. De aici atac că să vorbească și da. Și încă una dintre probleme, deci aș încerca să menținem taxele sau chiar să ne micșorăm în măsura în care ne o permite cadrul legal. Și chiar avem taxele de salubritate în Rosnov puțin mai mari decât în comunile limitrofe, cărui fapt se datorează, nu știu, că am înțeles că acolo sunt vreo doi domni directori care conduc această societate și, nu știu, s-ar părea că vor să mai angajeze pe al treilea, că nu se face față la volumul. Dar câți angajați are societatea? Societatea are, cred, în jur la 4 doamne, la personal și 2 sau 3 mașini, cu câte 3 băieți. Și câți directori? 3 directori, domnul Semătru. În curând. Doi acum. Da.
Na, și cheltuielile sunt pe măsură. Probabil că se poate umbla undeva acolo și se poate, se pot scădea anumite... Da, eu... Vă rog. Mai avem o școală la Chintinici construită undeva pe la 1870. Din ce am înțeles sau am auzit că ar fi... S-ar dori actualul primar să construiască altceva acolo sau să o dărâme. Eu nu voi lăsa să întâmple așa ceva sub nicio formă, fiindcă voi încerca să renovez acea școală și la Slobozia, de altfel, ar fi nevoie de o modernizare sau construirea unui dispensar. Bineînțeles că voi încerca să aduc în Rosnov o grămadă de proiecte și vom vedea, le vom identifica ce anume are cetățeanul nevoie, vom merge, vom sta de vorbă cu oamenii pe stradă. Avem și un sediu unde pot veni, acest sediu se află undeva pe strada Tineretului, în fața școlii, lângă primărie, îi aștept cu drag. Și noi vom merge pe stradă și vom vorbi cu oamenii să vedem ce priorități au, ce necesități, ce își doresc pentru Rosnov. Și... Eu întreb, am spus-o de mult, de pe vremea când se juca de-a primarul domnul Ciubotaru la un moment dat, pe acolo, pe la Rosnov. La început a fost un om mai așa, după aia s-a jucat de-a primarul. Rosnov a pierdut atunci foarte mult. Rosnovul este așezat și va fi așezat și mai bine dacă se va face acel drum. Ce posibilități ar fi la Rosnov pentru dezvoltare? Eu nu mai știu ce terenuri există acolo disponibile. Pentru o dezvoltare de gen mic hub de afaceri. Asta pentru că acolo și... ai avea niște legături mai bune chiar ca la Piatra Neamț. Sigur. Da, da, da. Ai și drum și spre Târgu Neamț. Spre Girov, da. Și da. Platforma să vinești. Sincer să vă spun, nu știu ce terenuri netrebnici mai sunt la Rosnov, dar le vom identifica și vom vedea. Oricum vom veni în sprijinul antreprenorilor garantat, fiindcă dorința mea este de a crea locuri de muncă bine plătite pentru oameni. Așa cum spunea domnul președinte George Lazar, ar trebui să încercăm să nu mai punem problema cum îi aducem pe cei de afară în România, că este destul de greu și complicat. Cei de afară au servicii plătite bine, au o viață acolo, cu greu ar mai veni în România decât în cine știe ce condiții dacă le-am... Sau să se retragă la pensie. Exact. Da. Să le găsim, să rezolvăm, să avem niște locuri de muncă bine plătite, să aibă tot ceea ce își doresc aici. Dar, domnul Lazar spunea, să facem ceva, copiii care sunt acum azi nu ne mai plece. Deci asta ar fi o mare realizare. E corect. Și asta s-ar face dacă am oferit, dacă am găsit soluții pentru a aduce investiții, pentru a crea locuri de muncă bine plătite și utilități. Că după aceea omul și ia banii să duce și să simte bine. Avem munți frumoși, avem ape frumoase, avem câmpii, să pot duce oamenii oriunde în zonă și chiar să-și petreacă timpul liber. Da. Deci voi susține orice inițiativă antreprenerială. De altfel asta e și filozofia noastră. A liberalilor. Da. Adică investiții, sprijin pentru, atât pentru cetățeni cât și pentru antreprenori și taxe cât mai reduse, pentru că ca să poți să le dai libertatea să dezvolte oamenii. Eu observ ceva. Ați făcut din Rosnov, deci din localitatea Rosnov, în campanie ca un fel de pariu personal al noastră. Nu pariu personal. Nu pariu, pariu, adică un interes deosebit pentru Rosnov, ca un fel de... Păi atâta timp cât v-am spus și o repet, toate investițiile le-am atras într-o echipă liberală, adică a Partidului Național Liberal, da? Și după aia domnul primar a decis el într-o seară, am înțeles că îi și pare rău acum că a plecat, dar să fie sănătos. Da. Nu mai primim înapoi, asta vă garantez eu. Chiar dacă mâine dimineață vrea să vină înapoi, rămâne unde s-a dus. Nu ne interesează. Pur și simplu nu ne interesează. Da? Pentru că nu se face așa ceva. Când ești într-o echipă, să părăsești barca că a venit unul și te-a mințit frumos sau... Nu o să fac astea, nu-s corect.
Da. Domnul Iron, veți avea nevoie la Rosnov de consiliu. Deci obligatoriu veți avea nevoie de consiliu. Va trebui să prezentați niște candidați la consiliu, oameni care să atragă și ei voturi. Abia aștept să văd echipa, pentru că în funcție de echipă... Cred că primii 10 poate spune, nu știu. Puteți să amintiți dacă doriți niște... Titi Balașa, va fi Dinel Hodor, doamna directoare de la școală de la Slobozia, Dan Savin, un fost polițist, mai avem Claudiu Ciocoiu, profesor de sport, mai avem un Sandy, un programator și un a lucrat tot în domeniul... Adică sunt nume cunoscute, nu sunt oameni... Nu e o oasă de strânsură, ca să zic așa. El e din Rosnov, de acolo. Încercăm să aducem oameni buni și de valoare și care cu capul pe umeri și care știu cum se angajează. Și plus de asta, mulți dintre ei aici au fost și aici au activat în cadrul Partidului Național Liberal, chiar dacă nu au fost în față. Nu au fost în față de-a lungul timpului. Acum să vă spun eu, că el nu se poate lăuda singur, dar el fiind din Rosnov 100% de acolo, acolo a crescut, acolo... El a avut foarte mulți colegi de școală. Majoritatea sunt plecați în Italia, în Spania, în toate țările din Europa. Irlanda. Majoritatea colegilor mei, da. Ce și el se ocupă de părinții lor. Ca să înțelegem despre... Fără niciun fel de problemă, fără... Fără avantaje. Da? De... E un om bun. Avantajele nu sunt. Un om bun. Situația n-a, e dificilă, că... Singuri, că sunt singuri. Ca să-l luau de... Mulțumesc, domnul senator. Da. E greu să vii te lau singur cu așa ceva. Că astea sunt gesturi pe care le faci nu le expui. Le faci. Și eu. Da. Și de aia le-am spus eu. Nu. Da. Eu ce să zic? Va fi o luptă interesantă la Rosnov. Da, eu așa cred. Zic și eu. Va fi o luptă interesantă. M-aș bucura odată să facem și o dezbatere la Rosnov. Eu sunt deschis la o asemenea... La o asemenea chestiune, chiar sunt deschis peste tot să fac dezbateri unde se dorește, pentru că față în față cei doi candidați își pot expune punctele de vedere. Eu sunt un om al dialogului, fiindcă din dialog se naște cei mai buni și din dialog se naște tot ce ne duce comunitatea înainte. Și... Deci eu cred că din această luptă electorală 100% Rosnov va câștiga. Domnul Harfa l-ați întrebat dacă e de acord să vină la... Eu am făcut invitația în direct de mai multe ori la toți. Și bine? Nu știu, că eu aștept să mi se dea un răspuns, adică n-am primit un răspuns oficial de la nimeni. Nici nu o să-l primiți, vă spun. Deci eu am tuturor le-am spus, cine dorește, aici este un loc în care se pot exprima. Eu când și... v-am spus mai înainte că el știe că pierde alegerile, știu de ce v-am spus, dar nu pot să, n-am ok-ul să reproduc o discuție privată. Ați vorbit cumva în Italia? N-am nicio treabă cu nicio Italia, știți că eu am fost în război cu individul acela. Da. Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru, la emisiune și pentru prezență și pentru informațiile privind viitorul Consiliului Județean și a unor localități conduse acum de primar așa. PSD. Am dat așa 10 exemple, sunt mai multe. Domnul Miron, în calitatea, prin pregătirea profesională pe care o are, sunt convins de un singur, de un lucru, sunt convins 100%, că atunci când va fi, dacă va fi și va ajunge undeva să facă ceva, va măsura de mai multe ori decât alții, pentru că e de formație inginer. Da. Ca și mine. La dumneavoastră am uitat. Îmi pare rău, la dumneavoastră am uitat că sunteți inginer. Ca și Ionel Brăteanu. Mă rog, la el n-am uitat. Mulțumesc pentru participare. Asta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Ați văzut un făcător de legi, un beneficiar candidat care vrea să acceadă la primăria Rosnov. Vom vedea ce va fi. Noi le urăm succes tuturor. Domnului senator să facă legi și care
să ajungă și să fie și aplicate. Mie îmi pare rău de o inițiativă pe care atunci am sprijinit-o din tot sufletul, aceea cu tichetele de vacanță și pentru cei din mediul privat. Așteptăm să vedem după alegeri dacă cineva își va da seama că aia a fost o inițiativă bună. Eu cred că și-au dat seama și că e o inițiativă bună, dar n-am înțeles totuși de ce... Păi, de asta am zis și eu. Aștept, au blocat-o. A trecut de Senat și blocat în Camera Deputaților. Vedeți de cine e condusă camera, nu mai comentez mai mult, pentru că și ei sunt și co-inițiatori și au și promis industriei. Păi, de asta zic, ăla a fost un lucru pe care... Nu vreau să politizez acum, că da, n-are da, rost. A trebuit să închei așa. V-am lăudat. Nu, dar adică, dom'le, când bagi un leu și îți vin înapoi 1,12 lei, imediat în 3-6 probabil luni, că nu sunt stabilite direcțiile exacte în care să vină banii aceia, diferența. Dar mai vedem. Cele bune, numai bine, sănătate, oameni buni. Mulțumesc.